Zona de nord a Mehedinţiului întâmpină, indiferent de sezon, turiști de pretutindeni. Comuna Ponoarele, în tabloul de iarnă, arată ca într-o poveste cu care eram obișnuiți atunci când eram copii, iar temperaturile de afară scăzute nu sperie turiștii, din contră. Aceștia sunt fascinați de ceea ce natura oferă în această zonă a județului. Zona de nord a Mehedinţiului este caracterizată prin potențialul turistic. Când vorbim de Comuna Ponoarele, ne amintim de Podul lui Dumnezeu, Lacul Zaton, Peștera Ponoarele, dar și fascinantele câmpuri de la Piezuri. Comuna Ponoarele întâmpină, indiferent de sezon, turiști de pretutindeni. Temperaturile scăzute nu determină turiștii să nu mai viziteze aceste meleaguri pe timp de iarnă, ci din contră, odată ajunși, au impresia că se regăsesc într-o poveste demnă de bazm. Podul lui Dumnezeu, una din principalele atracții turistice din zona de nord a Mehedinţiului, plină de legende, în tablou de iarnă atrage tot mai mulți turiști. Stratul de omăt așternut peste atracțiile turistice creează o imagine de ansamblu Comunei Ponoarele plină de semnificații. Puritatea, dar și creația propriei naturi din Ponoarele, îi determină pe turiști să admire aceste locuri, inclusiv iarna. Surpriză plăcută pentru locuitorii comunei, întrucât numărul turiștilor nu scade nici când afară sunt cel mult 0 grade. Aceștia se îmbulzesc să afle legendele și miturile atracțiilor turistice ale acestor meleaguri.